Un moment de neatenție, de atât este nevoie ca un copil să moară, să rămână traumatizat pe viață sau chiar să dispară. În Suceava, aproape zilnic, un copil ajunge la spital din cauza neatenției părinților. Luni, un băiat de un an și două luni din comuna Bâlca a murit prin asfixiere după ce s-a strangulat din greșeală cu cordonul care era fixat în pătuțul lui în care dormea. Mama băiatului a declarat că după ce l-a dormit pe băiețel, a ieșit câteva minute până afară să aducă niște cartofi. Când s-a întors, a observat grozăvia și și-a dus copilul de urgență la spital. Din păcate, micuțul și-a pierdut viața. Marți, un alt băiețel a rămas supravegheat a fost mușcat de câinele bunicilor. Copilul de doar 4 ani din comuna Baia a ajuns la spital cu multiple ani pe față. Miercuri, o fetiță de doar un an și 7 luni din Suceava a ajuns în stare gravă la spital după ce a băut din greșeală Diluant pentru sobe. Copila era acasă cu mama ei, care și-a dat seama ce s-a întâmplat abia după ce fetița a început să vomite. În aceeași zi, un băiețel în vârstă de doar un an și patru luni din comuna Marginea a ajuns la urgențe după ce a băut motorină. Mama copilului le-a povestit cadrelor medicale că și-a lăsat fiul în grija bunicii dis de dimineață când s-a dus la serviciu. În alte cazuri, copiii supravegheați fac victime. Recent în Oradea, un copil de 4 ani s-a urcat la volanul mașinii părinților săi. Doar 20 de metri a reușit să conducă, dar a fost suficient să rănească un muncitor. Cursa s-a încheiat într-un gard, dar nu înainte ca băiețelul să lovească și o mașină. Unii copii ajung chiar mai rău. Mii de minori dispar anual din atenția părinților sau a bunicilor. În 2017, în România, zilnic dispăreau doi copii. Mulți nu au fost găsiți nici până acum. Alții au fost găsiți decedați sau au fost descoperiți după ce au căzut pradă rețelelor de carne vie.